Mei, din nou, în direct cu dumneavoastră în această seară, vom vorbi despre Asociația Ridică de Jumblă Filiala Satu Mare. Alături de mine este un reprezentant al asociației de acolo, vorba de Vasile Ciulean. Îi spun bună seara și bine ai venit în premieră pentru noi la Radio Glas România, dar la Lumea în Obiectiv. Vă spun și eu bună seara. Bine m-ați primit la postul de radio dumneavoastră, la emisiunea dumneavoastră. Pentru prima dată particip la o emisiune de radio. Mă simt onorat, dar și un pic emoționat, că n-am mai fost la astfel de emisiuni sau în direct la radio. Tuturor vă mulțumesc pentru atenție, celor ce m-a ascultat. Și ce să mai spun, mulți ani și multe filiale pentru Asociația Ridică de Jumblă din România. Mulțumesc! Spune-ne ceva despre tine, ca să știm așa, cu cine ești tu, că lumea poate nu te știe și am vrea să știm câteva lucruri despre tine. Cine este Vasile Ciulean? Deci, numele nu mi-l mai spun, m-ați prezentat deja de două ori. Locuiesc în nordul județului. Suntem binecuvântați aici, în județul ăsta. Avem un județ care se numește Satu Mare. Deci s-ar putea spune, păi ce județ e ăsta? Satu Mare. Un sat mare, da? Eu zic că e sat mare, pentru că în satul ăsta mare este și o țară. Țara asta se numește Țara Oașului. Cuvântat de Dumnezeu că locuiesc aici în colț de țară, în țara Oașului, de Satu Mare. M-am născut într-o familie numeroasă. Deci o scurtă prezentare așa. Eu când m-am născut, de la vârsta de un an am fost bolnav și medicii au spus că nu mai am șanse să trăiesc. Au spus că mi-a secat măduva din coloana vertebrală și au zis că când o să am 3 ani o să mor. Dar nu totdeauna se întâmplă cum spun oamenii. Deci mai spun și ei, mai dau și ei câteodată cu părerea, dar nu-i totdeauna cum spun ei. Că este unul care mai sus veghează peste toate lucrurile. Da, Dumnezeu. Așa. Care Dumnezeu, care El e sub control, El le are pe toate sub control și oamenii mai spun și rele și bune, dar dacă Dumnezeu hotărăște un lucru, se face. Corect. Așa. Și nu s-a întâmplat așa, n-am murit, acum am 40 de ani și încă mai trăiesc, așa. Viața nu pot să îi lungă povestea vieții, nu pot să o spun acum. Am absolvit școala de 8 clase în satul în care locuiesc, în Coca, comuna Călinești-Oaș. De învățat am putut să învăț, chiar am avut o profesoară, cum se zicea atunci, tovarășa, învățătoare. Făcea naveta din Călinești în Coca, venea pe la mine, stătea o oră. Am trecut cu bine clasa 1, clasa 2, clasa 3 am mai mers un pic la școală la noi în sat, cât am putut. Apoi învățam numai acasă. În clasa 8 iar am avut un profesor tot din sat și a venit pe la mine, mi-a dat niște lecții, le-am făcut toate. Așa, numai o scurtă paranteză vreau să vă spun așa ca o încurajare sau ca o întâmplare fericită de pe timpurile alea. Când am fost în clasa 3-a, mă ducea sora mea cu un cărucior, cum era atunci, din alea inventate de români, cu un volan, cu două locuri, cu trei roate, mă ducea pe stradă, pe la noi din sat, cum erau atunci străzile. Da, așa cum știe toată lumea, mai nașpa, mai. Și am mers la școală,
acolo colegii m-au întâmpinat toți pe lângă mine, nici nu aveau tot loc. Și am intrat în clasă, m-am pus pe bancă. Deci s-au ocupat de dumneavoastră. Exact. Acolo profesora, cum se zicea, tovarășa, era din stat de la noi, acum deja în Statele Unite. Și am început cu ora de materii, de română, de matematică. La matematică nici nu m-a întrecut nimeni. Și tovarășa, doamna profesoară, cum se zice acum, zicea către mine: dar ce mai știi? Păi eu ce am mai știut? Mulți psalmi din Biblie i-am știut pe de rost. Și am zis, o zis, eu știu psalmi din Biblie, pot să vă spun? Păi pot să ne spun. Dar n-am știut eu atunci că nu-i voie să... Na, vezi cum a fost cu regimul trecut. Da, da, da. Eu n-am știut de astea, copil fiind, nu trecea din astea prin minte. Eu am început să spun psalmi, ce m-a întrebat tot am spus, am cântat și un cântec. Și doamna zicea către elev: dar care știți ca el? Păi ăia o s-a cuburat căscată, că nu știu. Ei știau joaca mai mult, mai erau și care învățau, care le păsa de școală, de carte, dar erau care le păsa și de joacă, cum în toate clăsile, în vremea și de azi. Așa. După aia n-am mai continuat, după 8 ani, n-am mai continuat nicio formă de învățământ. Fiind la 40 de kilometri de reședința de județ de Satu Mare, a părinții n-au avut posibilitate să mă dea, cu toate că era ok dacă frecventam un liceu sau așa. După mai mulți ani, după 10-15 ani, sora mea zice: hai să faci liceul la Livada. Na, și acolo a fost o încurcătură sau cum să zic, o neînțelegere, nu știu, nu o zis că o trebuie să edifice un program să frecventez, sau eu am zis că mi-aș dori online, că aș putea online, dar da, așa au trecut timpul și am ajuns în timpul de față. Bun, dizabilitatea ta, vorbește-mi puțin despre dizabilitatea ta. Deci, când am fost, după ce atunci cu 3 ani, deci am fost bolnav, am, cum să vă spun așa, deci am fost bolnav și am primit niște injecții, apoi nu știu cum să zic, dacă m-a afectat la nerv sau nu, asta încă nu știu nici astăzi. Și de atunci nu, deci n-am mai putut să merg, dar Dumnezeu a făcut că când am fost bolnav, deci am fost așa într-o situație că mama zicea că am plâns tare mult și n-a știut ce să facă. Deci m-au dus la preotul ortodox din Călinești, că atunci în Coca nu era biserică, după aia s-a făcut biserică ortodoxă, și am fost acolo și eu știu ce, după obiceiul lor, au citit, nu știu ce au făcut și nu s-a rezolvat nimic. Și apoi tata a frecventat o biserică baptistă din oraș, din Satu Mare, și fiind departe de oraș, aici într-o localitate vecină, era o biserică pentru costală și zicea că mai bine să meargă acolo, că e prea departe, no, să frecventeze până în Satu Mare. Și o vorbit tatăl meu cu ăștia de la biserică și o chemat din alte comune vecinate să se facă rugăciuni pentru mine, și așa s-a întâmplat că s-a făcut rugăciuni și de atunci eu m-am liniștit. Asta este un lucru foarte bun. Deci, și
convertirea ta cum e? Pentru că totuși toată povestea înseamnă și convertirea ta la Dumnezeu mai aproape. E momentul în care tu faci un pas mai aproape de Dumnezeu. Așa, de atunci, de când chiar era, s-a întâmplat atunci că era un presbiter dintr-o localitate, deci de la al meu, a venit pe jos, vreo 10 km, că autobusul l-a scăpat, era autobusul, dar nu stătea în stație, că șoferul, ca să nu se îmbulzească toți călătorii cu el, a stat în stație numai unde a știut el și unde se, deci unde veneau numai ăștia din Călinești, să nu vină și alții de pe ruta Satul Mare Călinești. Și șoferul n-a știut stația și de la o intersecție spre Călinești, acolo o numim noi Tufoasa, ăsta, prezbiterul ăsta de la Halmeu, a venit pe jos prin ploaie, vă dați seama, ca să vină la noi la, la părtășie, la rugăciuni. Eu nu știu, am fost mic, nu știu de atunci. Și a ajuns. În 2 ore a ajuns. Și apoi, după aia m-am zis, nu m-am liniștit, am început să merg așa în 4 picioare pe jos, mă puteam urca în pat, mă puteam coborâ din pat, dar vezi cum a fost atunci regimul, că nu se, nu știu, la tratamente, dacă făceam atunci ceva kinetoterapie sau ceva gimnastică sau... Da, am înțeles ideea. E puțină și neglijență, că nu se știa prea mult și... Vezi cum e, nici n-au fost părinții pregătiți pentru așa ceva. Că m-ați întrebat de dizabilitate, în 89 am mers la un control tot în oraș, la un consult medical și chiar doctorița aia care o scris într-un catalog mare, o scris că deci o să mor. Și la 89, când aveam 12 ani, o verificat acolo în catalog și o văzut, s-a întâlnit ea cu, deci cu ce o declarat ea, s-a întâlnit cu declarațiile ei și în loc să se bucure că mai trăiesc, ea nu s-a bucurat că trăiesc. No. Și eu m-am gândit așa, Doamne, dar cum îți medici ăștia? Ăștia nu se bucură că oamenii trăiesc, deci când li se dă un diagnostic, poate, vezi cum e, medicina cât îngheu de Dumnezeu, Dumnezeu îi stăpân peste toate. Dar în loc să se bucure, ea nu s-o bucura de... Că nu s-o adeveri ce-o vorbit ea. Și după Revoluție o trebuie să ne facem... Deci de atunci n-am mai avut niciun diagnostic, nu ne-au pus. Apoi mi-au pus că nu știu ce să ne pună. Zice, am eu atrofie spinală. Da, și o mai declarat acolo congenitar, au zis că moștenim. Păi m-a întrebat din rudenile lui mama sau lui tata, care e, dar nici care. Păi da, așa scriem că nu avem ce să scriem. Da, deci cam asta ar fi cu privire la dizabilitatea mea. Bun, după ce ai terminat școala, ai făcut ceva, ai lucrat undeva, ce s-a întâmplat cu viața ta? De lucrat n-am putut să lucrez. Viața a continuat, deci tot așa, acasă, la biserică, atâta, nu a fost, cum să zic, am fost o mică excepție. O soră de-a mea a fost, s-a căsătorit cu tot unul de la noi, dar el a avut servicii în Timișoara. Și acolo era un, nu știu cum să îl numesc, că se ocupa de ăștia accidentați, îi recupera, așa. Și prin cineva a zis că să mergem la medicul respectiv, la terapeut sau cum s-a numit, că cum v-am zis, nu știu cum s-a numit atunci, era seara atunci după Revoluție. Și m-au dus și pe mine, deci mai am o soră care nici ea nu poate să meargă.
Și am fost toți, am mai avut un frate mai mic, ăla a decedat. Și a știut să facă, dar n-a știut procedurile, pentru că la ăștia accidentat nu se face ca la ăștia care sunt mici. Deci, nu se potrivește boala, cum să zic eu. Nu pot să faci la unul care o mai făcut, care o mai putut să meargă, ca la unul care deja n-are mușchii necesari, sau cum să zic eu, format. Da, am înțeles, dezvoltat. Pe mine un pic m-a chinuit. Deci m-a chinuit pe mine și apoi n-am mai mers. Deci deci era bine, dar dacă făceam un pic mai cu înțelepciune, nu așa dintr-o dată, cum o vrut el, dar am trecut și peste asta și ce să zic. Cum ai acceptat dizabilitatea în viața ta? Că mă gândesc că a fost destul de dificil să constați în definitiv că depinzi de altcineva și nu poți face nimic cu propria ta viață, cu să fii independent. Cum să zic eu, cum am fost o familie mai numeroasă, apoi toți, deci frații, surorile m-au ajutat, nu? Deci vezi cum e când ai un sprijin lângă tine, treci ușor, nu e așa de greu când te ajută. De fapt, puteam să fac, cum am zis, mai multă recuperare, să nu ajung. Acum un pic mă descurc foarte greu, dar dacă se făcea atunci un pic de recuperare, zic eu, nu eram în situația asta, da? Oricum, eu nu... Cum să zic eu, nu... Nu judeci pe nimeni. Nu de judecat, ce nu... Nu disper, deci am speranță că o să, cât de cât, o să fie mai bine. Pot să fie mai bine, exact. Dar să știi că și acum depinde și de vârsta ta, eu cred că se mai poate face câte ceva, deci nu eu este. Eu am nimic. Speranța și am credința că dacă o să găsesc o kinetoterapeut, un doctor specialist și încet cât de cât. Cred că este nevoie, acum vorbind despre recuperare, este nevoie și puțin de un spital în care trebuie să mergi cel puțin anual la cât te cheamă doctorul, pentru a te ține oarecum sub observație, să vadă evoluția ta și apoi kinetoterapeutul și în același timp masierul să mențină ceea ce faci în spital spre recuperarea ta. Pentru că este nevoie de niște proceduri mai intense acum, de partea de fizioterapie combinată cu kineto, combinată cu masaj, combinată cu ceva, poate băi. Deci întotdeauna se fac niște lucruri amestecate pentru a da o trezire așa a organismului, să reacționeze bine la problemele pe care le are. Da, nu-ți încep exact, mai îndeaproape, îndeaproape și apoi li se rărește venitul. De-aia zic că cred că lucrul ăsta fiecare care vrea să te întrețină, se poate întreține, dar trebuie să facă puțin efort pentru a se deplasa și a ajunge la un spital cum e Băile Felix, care e mai aproape de voi și ați putea face lucrul ăsta și de recomandat pentru multe alte persoane, că este cam primul din țară care este cel mai bine dotat. Poate, am auzit de spitalul respectiv, am auzit că este și la Zalău un spital de recuperare, am auzit că este și la Desna, dar n-am știut până acum. Da, ideea e că trebuie să faci ceva. Una e să fii internat pe pat și să fii monitorizat de doctori zi de zi, iar una e să te duci ambulatoriu și tot spitalul Felix are cazuri foarte grave, pornind de la accidente de la tineri ăștia rebeli până la persoane trecute de 80-90, nu? 70. Adică are de toate vârstele și se luptă cu orice boală
și încearcă pe majoritatea să-i oarecum să-i scoată la lumină, ca să spunem așa, să-i readucă oarecum la o mobilitate cât uși de cât bună la cei care se pot recupera. Sunt cazuri care nu se mai pot recupera, dar sunt cazuri care se recuperează bine, repede și eficient. Sunt oameni care le trebuie ani de zile pentru recuperare. Depinde de organismul cum funcționează la fiecare, pentru că cum răspunde la tratament. Depinde de multe alți factori, de alte boli pe care le dețin în custodie distinși domni sau doamne, domnișoare, domnișori. Exact. Da, pornind, pentru că fiind un băiat ambițios, ai depășit momentul ăsta cu handicapul, totul ți se pare, ești tratat normal de oameni normali, ca să vorbim în termeni. Da, asta nu mă plâng, când în satul unde am copilărit și în care locuiesc, nu mă plâng de așa ceva, deci oamenii mă acceptă dacă văd că deci cu psihicul stă bine. Deci am așa, nu mă simt oricum cumva cu, deci cum să zic eu, în general așa în țară persoanele cu disabilități sunt cam tratate așa mai, eu știu, mai de jos, rampele lasă de dorit, drepturile ți le dau așa cu. Bun, știi, este întrebarea care mi-ai ridicat-o la fileu și o să o adresez direct. Ce îți lipsește în România pentru a duce un trai bun ca și persoană cu dizabilitate? Și eu asta e întrebare, deci oricine ar putea să răspunde. Lipsește, ce lipsește? Mult ce lipsește. Adică lipsește, deci dacă în România nici nu se poate vorbi despre așa ceva. Un lucru bun e că totuși se chinuie statul să plătească un asistent personal, așa îți dă o indemnizație, mai nou se mai acordă și pensia aia minimă de invaliditate. Deci astea singurele. Uite, aș pune o întrebare pentru că ai vorbit de pensia minimă de invaliditate. Cred că ai auzit de cazul recent a unei domnișoare care a primit drepturile de autor pe cartea respectivă de 230 de lei și a fost asistată pentru o lună de zile în luna lui iulie, aceea la indemnizație de 520 de lei. Cum ți se pare ca și persoană cu dizabilitate, dacă erai tu înlocuit, ce făceai în condițiile astea? Chiar au rămas așa fără cuvinte când am auzit. Păi nu încurajează, deci statul în loc să încurajeze inițiative, de mai ales din astea că o persoană care nu își folosește trupul, își folosește măcar mintea ca să încurajeze pe alții prin cărți sau diferite poezii sau de astea. Chiar și eu am inclinații poetice, dar chiar m-am gândit, eu sugera cineva să scrie o carte, uite că deja mi-a apărut în față scenariul, ce se întâmplă cu persoana. Da, așa, știi cum le-au luat? Ca venituri suplimentare pe care tu nu ai voie să le iei. Deci, nu știu, așa juridic, normal, este o lege de anul trecut, dacă nu mă înșel, sau de acum 2 ani, nu mai știu precis, așa, că persoanele cu dizabilități pot înființa ceva, eu știu, activități independente, scutiți de ceva taxe, dar nu știu ce-au pățit doamna sau domnișoara respectivă. Nu s-au interesat prima dată, că ăștia se avea așa. Da, e vorba că de acea indemnizație, dacă ești invalid, da, de invaliditate și nu ți acordă serviciu, deci ca să poți să lucrezi, să îți iei venit de niciun fel, pentru că ești inapt, da? Da, atunci da, tu nu ai dreptul să iei niciun venit. Și atunci apare această discuție, asta cred că și pe fondul care ea nu s-a informat. Acum nu este vina legii că așa a fost dată, e și vina persoanei cu dizabilitate care, să știi că sunt destule persoane care fac imprudențe de astea
El nu este ultimul caz, dar din păcate pentru 230 de lei, pentru că nu e o avere, să faci atât acasă, mi se pare extrem de mult să iei banii omului, 520 de lei, care pur și simplu nu e o sumă atât de infimă să dea statul, mama, și ea ar fi câștigat de 2-3 ori mai mult decât banii pe care i-ar fi luat. Din contră chiar jumătate din sumă. Dar și mie mi se pare dar ceva absurd cum? 230 de lei, cum, li se pare lor un venit așa mare? Păi asta e... Nu, da, ar fi înțeles să ia fetei pensia dacă ar fi prins-o cu un serviciu, da, și lua un salariu foarte mare, da, minimul pe economie și atunci aș fi înțeles, da, domnule, ai dreptate, atunci ești bun de plată. Dar pentru niște bănuți care i-a primit pentru drepturile de autor, mi se pare mult prea mult. Și gândiți-vă că s-a făcut atâta tevatură zilele trecute pentru acest lucru. De aceea spuneam de drepturile omului și drepturile persoanei cu dizabilitate, care încă în România nu sunt la un standard european, care mai lipsesc și drepturile, dar și obligațiile persoanei cu dizabilitate, că și acolo există dificultăți. Unii dintre ei nu sunt informați și se trezesc cu anumite surprize. De exemplu, pot lua, de exemplu, două indemnizații, da, de persoană cu handicap, care știi că e destul de mărișoară. Și se poate trezi după câteva luni că, păi știi, ai luat două indemnizații. Nici el nu s-a dus, dar ei nu își repară greșeala prin tine, prin ei, da? Noi am greșit, ți-am dat, asta este, noi suportăm. Nu. Tot de la tine vine și zice, de ce noi vine și te-ai spus de greșeala făcută? Și te pune să plătești în urmă, deci îți sustrage din bani până își recuperează banii pe care ei ți-au dat cu bună știință. Da, așa este. În țară aici, la noi, nu știu de ce. Tot săracul trebuie să suporte, știi cum e. Greșeala altor mari. Dar s-au întâmplat cazuri că o pusă de ei înapoi? Da. Știu cazul, da. Știu. De ce? De ce? De ce au primit și indemnizația și pensia minimă sau? Deci au primit, de exemplu, este pensia de boală, da? A primit indemnizația și pe pensia de boală și pe pensia de handicap, da? Handicapul care primești... A, era ceva persoană care a lucrat. Care a fost a lucrat și apoi a intrat pe pensie de boală și primea aceea indemnizație de 600 de lei, cât e, nu știu, cam așa, 600. Care? A, de indemnizate de handicap, ca nu, de însoțitor. Indemnizația, știi, e numai 340 de lei. Da, mă referam la însoțitorul ăla, care e de 600. Însoțitorul acum s-a majorat, e undeva la 1000. 1000, da, ăla de 1000. E, atunci era vreo 600. Exact. Și, pe timpul ăla. Și omul luase și pe o parte și pe alta câte 600. Și ăia 600 s-a făcut o sumă și apoi a trebuit să îi returneze lună de lună, timp de ceva ani, greșeala lor fiind, da? I-a dat nu știu câte luni și apoi omul a trebuit să plătească din proprii bani și să trăiască cu minimul. Deci, da. De asta spun că greșeala lor o plătești tu, nu o plătesc ei. Că doar pe tine te acuză că nu te duci peste ei și le-ai spus. După părerea mea, domnul respectiv trebuia să spună indemnizația aia era indemnizație de însoțitor, da? Da. Deci n-a greșit cu nimic, pentru că indemnizația de însoțitor. Da, a greșit că a luat-o de două ori, cum? 6 cu 6. Păi era pensia de 6, nu? Nu, deci există pensia de 1450, da? Sau cât ea, 1400, da? A indemnizat de 1000, da? Aia de 1000 de lei, da, însoțitorul. Și însoțitorul a luat de două ori, da, însoțitorul. Pe timpul ăla era 600. Deci era o greșeală din partea lor. Da. Și el a primit-o și pe el l-a acuzat că nu a anunțat la vreme, el s-a calicit și a luat. Și apoi a trebuit să fie bun platnic. Eu, ce să fac, mai întâmplă, nu știu. Da, de-aia spuneam că... Da, trebuie să fii atent cu statul aici, ce, cum faci, cum
Da, adică asta aviz tuturor celor care ne ascultă să fie atenți când exact. Dacă au astfel de venituri în plus și să trezesc apoi că le sustrage din bani. Aveți grijă când luați banii sau faceți dosare noi, cum luați banii, ca să nu aveți surprize de genul ăsta. Bun, haideți să vorbim puțin de dezvoltarea ta personală, pentru că la un moment dat, până ajungi la ridică de fiume, cred că ai mai făcut și alte lucruri care te-au dezvoltat pe tine ca să poți să te descurci singur totuși în viață și să pornești cu curaj așa. Da, deci în viață, ca să așa, pe mine m-a ajutat credința în Dumnezeu. Deci întotdeauna am știut că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și El veghează asupra tuturor. Și el am știut că El este cu mine tot timpul și am început să cânt, deci de mic am început să cânt, am cântat multe cântece, știu multe cântece și asta m-a, cum să zic, m-a încurajat. Muzica e un fel de, cum să mă exprim eu, muzica e un fel de... Balsam pentru suflet, de, așa, nu? Un fel de leac pentru suflet, ca să poți să mergi înainte, să uiți de toate... Îți place muzica foarte mult. Da, deci muzica, mai ales muzica creștină, muzica inspirată din Biblie și... Na, deci asta... Bun, hai spune-mi cum arată o zi din viața ta. Păi acum asta... Vara arată, zic eu, ok, am un cărucior cu acumulator, mă plimb prin sat, noi locuim într-o zonă turistică, aproape de, chiar lângă baraj, lângă lacul Călinești, un lac mare de 350 și ceva de hectare, la nord de lac este chiar comuna, localitatea, reședința Călinești Oaș, la sud este pădure, un deal, așa, și la vest e satul nostru, Coca. Și pot să merg cu căruciorul acolo, e frumos, este o faleză acolo la pădure, un drum forestier, acolo vin pescari, acum lacul e concesionat și sunt pești, sunt chiar și de vânzare și se poate pescui, bineînțeles, se plătește taxă pentru asta, așa, merg cu căruciorul prin sat, vin acasă, e foarte ok vara, iarna, mai mult stau în casă, mă duc la biserică, acum mai merg și la Ridică-te și umblă, o dată pe lună. Bun, haideți să vorbim puțin, pe lângă Ridică-te și umblă, mai ai și alte proiecte? Cum să zic eu, proiecte pe lângă Ridică-te, da, îmi doresc să facem și la noi aici în nord o filială. Da, nu mă refeream proiecte care le ai active. Vorbim noi și de dorințele pe care le ai la asociație. Proiecte cu Ridică-te și umblă, nu? În afara Ridică-te și umblă, dacă mai ai și alte întâlniri sau alte socializări sau alte întâlniri la o altă asociație. De... Nu, deci la alte asociații nu. Alte asociații nu prezentez. Nu știu dacă mai există. În satul mare știu că există una, dar nu știu dacă fac ei întâlniri de genul ăsta cu socializări și cu... Bun, hai să vorbim puțin de Ridică-te și umblă. Cum ai ajuns la Ridică-te și umblă? Cum ai auzit de Ridică-te și umblă? De Ridică-te și umblă am auzit de pe internet, așa. Am vorbit cu vicepreședintele asociației, cu domnul Burcea, cu Aurel Burcea, și tot anunța pe Facebook că se mai deschide o filială în Cutare, loc în Cutare, la Buzău, la Bacău, la așa, la așa, și zicea că peste câtva timp se deschide și la Satul Mare. Încă chiar am vorbit personal cu el, deci el m-a ajutat să-mi fac, mi-a dat niște informații când mi-am făcut pensia minimă. Și după aia a avut un accident și el și
Atunci l-am sunat eu pentru ceva și am zis despre asociație, când o să se deschidă și la Satul Mare. Zice, trebuie să găsim un nucleu, niște oameni care să se ofere voluntar, să ajute, să așa câte trebuie într-o întâlnire așa, cu mai multe persoane, trebuie voluntari să se ocupe de persoanele care îi aduc, trebuie mașini. Și zice, o să deschidem când o să găsim așa un grup de oameni. Și iată că a venit și momentul. Când? În 2015, în luna mai, s-a deschis asociația. La prima întâlnire n-am fost, dar la a doua, doamna mea a comunicat cu Cristina din Carei. Da, Cristina Maghiu. Și a spus, deci Timea din Doba, Timea Sabo. Ea fiind are rădăcina aici la noi, în sat. Da. Timea și ea i-a spus, deci a luat legătura cu Cristina și a făcut cunoștință lui sora mea cu Cristina din Carei și ea a zis, uite, acolo se face întâlnirea și așa am ajuns la Ridică-te și umplă Satul Mare. Bun, toți ajung ca membri acolo sau ca simpli participanți. Tu ai făcut un pas în față, ai vrut mai mult decât atât. Eu, cum să zic, am fost prima dată în luna iunie, în mai s-a deschis. Luna iunie am fost prima dată, am fost eu, sora mea și o vecină. Deci o fată din vecin. Am dus-o și pe ea cu mașina lui sora mea, așa. Am dus-o acolo și... Deci prima la începutul de acolo la asociație. N-am înțeles, zici mai repetat. Zic că ai venit de la începutul la asociație, nu ești fier. Exact. A doua lună noi am fost prezenți acolo. Era domnul Ionel Ilie de la Târgoviște, dacă nu mă înșel. Da. Cu chitara. Ne-am pregătit să cântăm un cântec, dar am zis, dacă nu ne invită, nu cântăm, că nu ne place așa să cântă, zice ceva, să facem, când nu, deci nu suntem așa mai, cum să zic, da. Mai tupeiși, nu. Da, mai băgăreți așa. Așa, nu, am stat cu minți, am ascultat tot ce se vorbește, era cineva din oraș care nici nu mai vine. Avea o problemă cu îngrijirea, n-avea cine să o îngrijească, o zicea că îi trebuie persoană serioasă. No, am ascultat părerile, că mulți și-au spus părerile atunci, era organizatorii de atunci era doamna Voica și domnul Radu. Așa, ei erau atunci organizatori la asociația, la Ridică-te și umplă Satul Mare. Apoi am continuat. În iulie cred că nu s-a ținut. Da, în iulie nu s-a mai ținut. În august iar nu s-a ținut. Dar în septembrie iar s-a ținut a treia întâlnire. În septembrie am participat iarăși noi. Și în septembrie, la sfârșitul programului, zice doamna Voica către noi, tura viitoare pregătiți și voi ceva. Da, dacă o zis, apoi și așa am continuat, când mi-au pus să facem ceva, am făcut și acum, anul trecut, în 2016, în luna noiembrie, exact peste câteva zile, o să fie un an, îmi spune doamna Voica, zice, Vasile, eu sunt și mai în vârstă, mi-e foarte greu, hai că avem nevoie de un organizator de program aici la noi și zice, ar fi bine să conduci tu programul. Zic, nu știu, am fost un pic mai reticent, zic, sunt acolo din oraș, cum eu de la atâtea kilometri să fac slujba asta, nu știu, zic, dacă o să fie cineva împotrivă, eu nu-mi iau, deci nu accept. Dar o anunțat în grup și nu a fost nimeni împotrivă și am acceptat. Bun, și... cum e de un an de zile ocupându-te de programele asociației Ridică-te și umblă? Păi, cum să fie? Anul trecut, în iunie, am văzut că tot... n-avem un sediu al nostru, n-avem un așa... vezi cum e, plătește chirie, e scump, e greu.
zic că dacă, eu știu, nici mașină proprie, zic, nu știu, cum e cu voluntarii. Acum noi mergem cu mașina noastră, cu sora mea, mergem până acolo. Și zic, vă propun să veniți la noi aici, zic, uite, e zonă turistică, mergem la baraj acolo, ne plimbăm puțin și după aia venim la noi în curte și servim masa. Da, zice, doamna Voica, ok, o să ne sfătuim cu toții și vedem cum face. Da, așa au acceptat. În iunie au venit anul trecut la noi. Am anunțat, adică am pe cineva care a fost ziarist, poet. Pot să îi și spun numele, Vasile Mic, e ceva rudenie cu noi. Și am spus despre asociație, zice, o să publicăm în viață. Zice, numai să-mi trimit o poză, să pun și o poză. Am avut o poză mai din iarnă, din iarna 2015-2016. I-am trimis poza și evenimentul a fost publicat și în Informația Zilei, ziar local. Adică și la Balamureș, la Baia Mare. Așa, a fost bine. Apoi anul ăsta, cum a zis, de când cu programul, am zis că să mai venim o dată aici la baraj, că no, unde să ieșim, no, au acceptat, au venit, ne-am întâlnit acum atunci într-un loc mai frumos, acolo am și servit masa, acolo pe paleză, în pădure, acolo e un loc foarte frumos și ce să zic, a fost ok. Și ce îți propui să faci tu mai mult pentru asociația Ridică de Șumbră? Împreună cu doamna Voica, mă gândesc că aveți planurile, ați mai discutat împreună niște lucruri care le-ați vrea să le duceți la capăt, pentru că acoptându-te în echipă, deja aveți o viziune, aveți ceva de gând cu filiala Satu Mare, Ridică de Șumbră. Da, exact. Ne-am propus că am înființat și în întâlnirile noastre, am înființat rubrica cu cultura generală, e foarte ok, ne pregătim pentru întrebări, cineva dintre voluntari, dacă nu-i acolo, deci îi dă ștafeta la unul dintre membrii care e apt ca să facă cultura generală. Da, ne poți spune cum arată un program al asociației Ridică de Șumbră, filiala Satu Mare, cam cum se desfășoară? Păi, eu, consultându-mă cu doamna Voica și cu așa, deci și doamna Voica de multe ori întreabă ce propuneți, ce ați vrea cum să desfășoare? Păi, la unii zic, nu zic nimic, deci facem un program, facem cântăm imnul asociației, după care... Care e imnul asociației? Deci imnul asociației la noi este Bucurați-vă. Deci Cristina a propus-o și s-a acceptat și ea l-a propus imnul și așa au rămas. Așa. Și după ce cântăm imnul asociației, avem un om de aproape care ne prezintă mesajul de suflet, domnul Robert Varadi, păstor la conferința Transilvania de Nord, dacă nu mă înșel. Da. Și el e cu mesajul de suflet, după care fiecare pregătește câte ceva. Am avut și jocuri în cadrul programului la Tarna Mare. Avem un nou membru din Tarna Mare, o comună unde se agață rasa în cui, acolo lângă Ucraina. Ne-a invitat la el acasă, am fost acolo în iulie anul ăsta. Acolo am avut și jocuri, am mai avut și în Satu Mare jocuri, acolo unde închiriem sala, acolo la tabere. Este teren de fotbal, este teren de basket și cu mingile care au putut, s-au jucat cu mingile, a fost ok. Am mai avut și de 8 martie, de ziua femei, de ziua mamei, s-au împărțit ciocolăți la domnișoare, la doamne. Și programul video decurge destul de inovativ, așa, ca să înțeleg, la o întâlnire la alta, întotdeauna vine cu ceva nou. Da, mai avem câte un membru nou, unii
unii ne părăsesc, nu ne-au părăsit, cam trei nu mai vine, un băiat nu mai vine, mai așa am avut și decese, doamna Lenuța de la Andrit, din fericire anul trecut în toamnă a decedat, în iarnă de fapt, cam prin decembrie, da. No. În rest, e ok. Bun, ce vă propuneți să faceți pe viitor? Că gândesc că v-ați gândit că pe viitor aveți câteva idei. Ce vă lipsește la Asociația Ridică de Șumlu Satul Mare? Păi lipsesc că la început știți cum e. La început lipsesc multe, dar încet încet cu, cum să zic, cu speranță, cu optimism, mergem înainte și sperăm că o să reușim. Deci ne lipsește un sediu, e greu, plătești chirie, na, nu știu cum o să, ce pași trebuie parcurs să avem și noi un sediu a nostru, dotat cu cele necesare, cu grup sanitar. Vrem să, după câte am auzit, sunt băieți care ar putea juca basket. De ce nu să avem și o echipă de basket în viitor? Ce mai proiecte? Eu am zis că să facem un concurs. Dar microbuze aveți acum? Că n-avem, exact, n-avem nici mașină proprie. Ne dorim să avem și un autoturism, un autovehicul propriu cu mai multe persoane, în special pentru cărucioare. Suntem deja 12 cărucioare, avem doi membri din Homorode, dacă ați auzit, la 30 ceva de kilometri de oraș, șoseaua deci până ceva mașini, la... cel puțin două mașini adaptate pentru a aduce aceste persoane, cel puțin. Eu i-ar fi mulțumitor măcar una, eu să deja ziceți două. Pentru că mă refer la cărucioarele cum se intre, pentru că e imposibil... Cum să vă spun eu, dacă ai una, două mașini, cel puțin vă trebuie acolo, să înțeleg. Da, ar trebui, da, două microbuze așa mai la 12 locuri sau unul de 9 sau, da, unul de 9 și unul de 12, zic eu, dar e mulțumitor măcar și unul de 9 la început. Dar de adaptat n-ar fi o problemă, normal acolo un microbuz să fie pentru că roceară ceva ca să nu se miște, dar cu rampa e foarte ușor, că sunt rămi din astea manuale, mobile, care le iai și le pui în mașină. E foarte ok astea. Că sunt astea microbuzii cu râmi hidraulice, dar eu zic că, nu știu, alea e cam riscant cu ele, da? Dacă vine un frig mare și îngheață hidraulicul, ce faci? Nu știu, la Asociația Ridică de Șumlu există două astfel de mașini adaptabile. Cu acele rampe care merg pe circuit electric, da? Așa. Și merg foarte bine și iarna și vara. Deci nu se defectează, nu au avut probleme niciodată. Atunci e ok, nu știu. Eu cât timp este folosită des și nu este lăsată să înghețe, e clar că nu are de ce să creeze probleme. Normal, dacă ai un garaj bun și le lași așa în... Păi dar nu că rampa este în cadrul mașinii, deci închizi ușa la mașină. Are ușile din spate și rampa rămâne în spate. Uite-te pe poze și vei vedea mașinile asociației, ridică de jumbă. Cel puțin una o vei vedea și îți dai seama de ce spun. E exact ca un microbus normal, numai că rampa e exact în spate. Da, am văzut așa ceva. Mai eu mi-am făcut probleme de problema hidraulică să nu fie problemă cu ea, Nu, se făcute foarte bine ca să nu pățească nimic. Deci totul, rampa este înăuntru mașinii, deci iese la adăpost cum ar fi, și când deschizi ușile, atunci o dai în jos și coboară. Nu este în afara ușilor, este înăuntru. Înțeleg. Și unde? La filiala sau București, general? Sau? București. Aha, la București. Am văzut, cred că am văzut un caddy sau cam așa ceva. Bun, pentru decembrie vă gândiți la un concert sau ceva? Pentru că toată lumea se gândește din vreme la ceva.
La concert nu s-a discutat încă de concert. Am avut promovare în decembrie anul trecut la Filarmonica de Stat Dinului Pati din oraș, din satul mare. Am avut concert, a fost corul Flori și Stele de la București și a fost ok. Deci... Da, știu că am transmis live de la voi. Exact. Am văzut pe pagina Asociației Ridică-te și umblă. Da. Pentru decembrie încă nu ne-am gândit, ne-am gândit de ce un membru din asociație a zis că să mergem la Planetariu, la Baia Mare, da? E problemă, că au zis că vine frigul și e greu cu transportul, ar trebui închiriat un, eu știu, un autocar, mare, sau... autocar ca să puteți să încăpeți, măcar de 30 de locuri. Da, un mini autocar și apoi, na, eu am zis că cum facem, na, nu știu, încă nu s-o... Da, încă nu s-o e frig, gândiți-vă că deja vremea se răcorește și mare atenție ce faceți, pentru că deja bate în curând iarna pe la uși. Exact, asta e. Deci știu că acum deja... Noi bun, am întrebări pentru tine din cadrul emisiunii mai greuțe. Pentru că așa se întâmplă la noi, ca să ai și întrebări grele, ai trecut de cele mai ușoare. Cum vine cele mai grele? Spune-mi ce înseamnă pentru tine Biblia. Biblia, cum de fapt e și numită Sfânta Scriptură, Biblia este un ghid pentru mine. Un ghid care mă ajută în viață să trec peste multe probleme, peste multe... întrebări. Deci pentru cine o crede, ferice de el. Sunt care poate că nu dau importanță, dar cum se zice, Biblia e și cartea cărților. Deci, bun, spune-mi, te rog, uite, ca persoană cu dizabilitate, alte persoane ar spune, pentru ce trăiești? Care este scopul tău în viață? Că totuși ești o persoană cu dizabilitate. Adică pentru... Deci pentru ce... Vezi cum îi... Mulți ar vrea să trăiască, dar... Cum să zic? Viața nu atârnă de om. Cât de lungă să fie sau cât de scurtă. Adică cât de scurtă unii mai fac și... ce nu trebuie. Dar... cum să zic eu, dacă Dumnezeu ți-a dat viață, trebuie să trăiești oricum. Bun, dar pentru ce o trăiești? Care e scopul tău? De ce trăiești? Pentru cine trăiești? Cum să zic eu, eu mă consider că trăiesc ca mulți din jurul meu să vadă că în starea în care mă aflu, nu mă dau bătut. Dizabilitatea ta are abilități, nu? Poftim? Dizabilitatea ta are abilități. Exact, păi asta e. Deci trebuie să fii exemplu, să fiu exemplu pentru mulți care deși au picioare bune și așa și nu-și găsesc poate fericirea, nu-și găsesc împlinirea, nu știu ce să facă, nu au pace interioară. Pacea interioară, dacă nu trăiești, dacă nu ai o relație personală cu Dumnezeu, n-ai cum să ai o pace interioară. Numai el este singurul care poate să dea pacea, cum mai scrie că pacea care întrece orice pricepere. Deci asta, de asta pacea avem nevoie fiecare în viața în care trăim, zic eu. Spune-mi pe final așa, cât de important este sau cât de greu ți se pare mai degrabă să trăiești moral într-o lume imorală? Deci, cum să vă spun, asta e foarte ușoară întrebare. Pentru că eu deci am crescut într-o familie cu principii creștine și foarte ușor m-am adaptat. N-am fost la vârsta adolescentei sau la vârsta așa, la majorat. N-am obișnuit, n-am avut vicii, n-am avut
patii din astea cu alcool, cu fumatul, cu așa. Am, cum să zic eu, depinde cu cât, cum ții caracterul. Dacă tu te iei după alții, mergi într-un anturaj care nu ți se potrivește și prietenii te invită la ceva care nu-i bun, la ceva care distruge moralul tău sau... Deci trebuie să fii bine, să ai un caracter foarte, cum să zic eu, cu principii, principii sigure, nu că a fi, că nu, cum să zic eu, că vine și așa e bine, nu, nu trebuie să ai un caracter fix, să ai după, ghidat după ceva principii, după principiile astea scrise în Biblie și așa foarte ușor poți să învingi pe toți, încă chiar să le dovedești că nu fac bine ceea ce fac și pe unii chiar îi poți și îndrepta dacă dovedești chiar prin viața ta trăirea de care am amintit. Spune-mi, te rog, cât de greu este să fii obiectiv într-o lume subiectivă? Păi, cum să zic eu, subiectivă, lumea sub, la subiect, obiect. Deci, nu, am spus lumea că lumea, deci, lumea este subiectivă, dar tu trebuie să spui să fii obiectiv în această lume subiectivă. Păi, într-o lume subiectivă nu e așa de greu să trăiești obiectiv. Da. Scopul care ți-l dorești în viață, iar cum am zis, după niște principii bine stabilite și nu te trage lumea, încerci tu să tragi. Dacă lumea poți. După tine, da. Bun, dacă ai întâlni acum o persoană cu dizabilitate care te privește, te ascultă și trece prin momentele care cele mai grele, a dobândit o poală sau se află în impasul de a accepta dizabilitatea, ce ai de spus acelei persoane? Deci persoana respectivă s-ar confrunta cu că e greu și nu acceptă. Da, nu acceptă sau este recentă, recentă rămasă cu dizabilitate. A, deci din accident vă referiți. Din accident, dar unii nu acceptă și dacă nu au dobândit-o, unii încă sunt triști că sunt cu dizabilitate. Da, eu știu, din punct de vedere biologic, e foarte greu pentru o persoană care dintr-un anume accident sau eu știu, ajung într-un cărucior sau așa, deci eu știu că din punct de vedere biologic corpul foarte greu se adaptează noi trăiri noi, dar eu iar l-a sfătuit, deci persoanele respective să nu deci să nu se gândească că la asta că eu nu mai pot, nu mai. De exemplu, dacă ați auzit de cartea lui Johnny Erickson, Tada, dacă știți. Și ea a fost din accident, a făcut baie într-un lac, dacă nu mă înșel, și a paralizat complet, dar a putut să trăiască. A putut să trăiască în continuare, deși a avut multe întrebări și chiar da. S-a lovit de situația asta și cu greu a putut să accepte, dar până la urmă. Deși eu i-a sfătuit să nu se dea bătut, să înfrunte acest necaz. Până la urmă e un necaz. Uh-huh. Care, deci sufletul să-l țină, deci în situația asta trebuie să aibă o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu e acela ce îi întărește, Dumnezeu e acela ce le dă speranță și îi face să treacă, poate că nici nu știu, poate, deci cum să zic eu, nici nu simte chiar tot greu dacă se încrede. Deci, eu zic așa, sunt care și prin puterile lor, dar mai rar care au așa un psih tare. Dar cuvântul de final pe care l-ai vrea să-l lași oamenilor care te privește sau te ascultă, te vor asculta, te vor privi. Cuvântul de final.
oamenilor, ce să le zic, celor sănătoși, să, dacă se consideră cumva nefericit sau așa, să se uite puțin și la noi, să vadă să, cum, ce viață le ducem noi, mai ales într-o societate cum este cea românească, și să iei exemplu de la noi, că cu ajutorul Dumnezeu noi putem să trecem peste toate, să fim mulțumiți chiar cu câte probleme întâmpinăm, celor care sunt cu dizabilități să fie puternici, să fie curajoși, să lupte și cu Dumnezeu înainte, ce să zic. Mulțumesc, Vasile Ciulean, membru și omul de organizare a Asociației Ridică de Jum, Satul Mare. Te mai așteptăm și cu altă ocazie să ne dai alte vești frumoase și poate că dorințele voastre vor deveni realitate acolo la Satul Mare și să aud că aveți mai mulți membri și că multe din problemele voastre sunt rezolvate de Dumnezeu și de ce nu să vă bucurați de fiecare lucru frumos pe care îl primiți din partea cerului de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv, că ai fost obiectiv în această lume subiectivă și fi binecuvântat de Dumnezeu și mult succes în tot ceea ce faci. Vă mulțumesc și eu pentru atenție. Și ce să vă zic, multă sănătate tuturor și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți din conducerea asociației. Și am uitat, am omis un proiect care m-am gândit la el. Deci pe viitor s-ar putea în cadrul filialelor asociației din țară să facem proiectul de legi, că numai noi știm cu ce ne consultăm în viața de zi cu zi și ar fi bine să, de ce nu, să consultăm niște juriști și să facem proiecte. Deci, da, pe care jurist pe oarecum în cunoștința persoanei cu dizabilitate este Dana Lupu Bordeanu, care este și juristul Asociației Ridică de Jumlă și face și emisiunea de la Radio Vocea Speranței. Nu e singur, în fiecare marți de la 10, pentru toți cei care ne privesc, pot urmări și această emisiune în direct la Radio Vocea Speranței pe rvs.ro, dar și aplicația, dacă căutați pe telefon Play Magazin RVS sau Radio Vocea Speranței, cu siguranță aveți toate căile de acces de a da de această emisiune. O puteți găsi și pe site-ul rvs.ro la emisiuni. Nu e singur și puteți să o descărcați sau să o ascultați direct de acolo. Și veți afla și de acolo de activitățile Asociației Ridică de Șumlă București. Da, poate și din țară, de ce nu? Da, uite că mai facem și reclamă la emisiuni care au de-a face cu persoane cu dizabilități, unde vă puteți pune păsul, nevoile, sunteți provocați de Dana Bordeanu în fiecare marți de la 10, interveniți pentru că nu aveți ce pierde decât strigați, fiți strigătul strigătului vostru. Nu? Domnule Vasile Ciulean, cred că și această emisiune merită tatonată de dumneavoastră și de ce nu să vă spuneți păsul, durerea împreună cu prietenii și cu ceilalți indemni pentru a asculta această emisiune și de a fi receptiv la nevoia celorlalți de lângă tine. Da, când o să am timp marcea dimineața, o să încep să intru și eu mazic, că n-am încercat niciodată, dar... Încercați și dați de veste și altor prieteni despre această emisiune, pentru că să rețineți, această emisiune datorează lui Aurel Burcea, care și-a dorit această emisiune împreună cu Dana Bordeanu din martie 2003. Împreună cu revista s-a născut această emisiune, revista Împreună, care o primește fiecare persoană. Peste 3.500-4.000 de persoane primesc revista acasă, dar da, și online o primesc pe e-mail. Și o primesc online de la domnul Burcea. Și apoi știi tu cum e, auzim la radio, scriem prietenilor, dar trebuie să ne și mai întâlnim. Tot visul lui Aurel a fost în 18 aprilie 2010, înființarea primii filiale la București și apoi de la 25 de persoane am ajuns undeva la
1000 și ceva, 2000 de persoane cu dizabilități în cadrul Asociației Ridică de Șumblă. 21 de filiale sunt în momentul de față. După 7 ani de existență și un pic, 7 ani și 6 luni, cam așa. Sperăm să fie măcar vreo 30.000 la câte persoane cu dizabilități sunt în țară. Da, pas cu pas să ne facem cunoscuți, doi ne facem cunoscuți, dând mai departe unii la alții și uite așa ne facem mari. Bine, da. Mulțumesc, seara frumoasă și numai bine vă doresc, dragii mei, rămâneți în continuare cu programele Radio Glas România, dar și cu viitoarea noastră emisiune în care ne auzim peste 7 zile. Până atunci, numai de bine, să auzim, noapte bună!